run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Bună, eu numesc Vlatina Sudoverta. Cum se face plastilina? Deci să începem! Plastilina noastră vom avea nevoie de... Un pahar de făină, un pahar de apă, un picuț de ulei, tempera sau colorant alimentar, o lingură și ceva în care să amestecăm. Pentru prima dată vom pune câteva linguri de făină în bolul nostru. Depinde cât de mare vreți să fie plastilina voastră. Eu am pus în jur de 5-4 linguri. Iar acum vom amesteca foarte bine. Pasul următor constă în a pune colorant sau tempera în apă. Chiar roda culoarea favorită. Apa mea cam s-a colorat. Am mai rămas pe lingură. Și vom amesteca foarte bine până o să se dizolve. După ce am amestecat, vom pune un pic de puțin apă colorată peste făina noastră și vom amesteca până se va forma o pastă. Mine s-a cam format, dar doar, iar acum vom începe să facem cu mâna. Știu că este lipicioasă la început, dar după aia nu se mai fie. Și frământați bine până nu mai devine lipicioasă. Deja la mine nu mai este lipicioasă, după cum puteți vedea. Iar acum o vom da pe mâini cu ulei și vom face plastilina noastră mai strălucitoare. Plastilina noastră este gata. Este foarte, foarte super. Și vă recomand să o faceți, să vă jucați cu ea. Și puteți să faceți în orice formă vreți. Este ca un fel de slime, dar nu se întinde și nu scoate zgomot. Este super tare.